Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, marți 2 august 2016. Dacă ieri vă anunțam încă la prima oră că, cel puțin conform fluxurilor de știri și predicțiilor meteorologilor, am fi avut parte de una dintre cele mai grele zile ale anului, cel puțin din punct de vedere ale temperaturilor, pentru că acestea se anunțau a fi caniculare și, într-adevăr, n-a fost o zi tocmai comodă din punctul ăsta de vedere. Astăzi deja s-a schimbat roata, că după caniculă e normal să vină și un pic de ploicică. Și a cam turnat ieri. Și e de bine. Unde văzusem eu că mămăliga sucevenilor e amenințată de seceta prelungită? Nu cred că ploița de aseară a rezolvat problema, dar un pic a mai ajutat pe acolo. Bună dimineața, domnul Cotos! Bună dimineața! Indiferent cum ar fi vremea în data de 2 august, fericirea trebuie să fie maximă. Da, este o zi specială, așa că, indiferent cum ar fi, totul este perfect. Iar cât despre mămăliga sucevenilor, mai cu stropitoarea, dacă nu. Da, ideea e că... am văzut, dacă nu aș fi văzut în județ, aș fi spus că suntem incapabili să ne rezolvăm astfel de probleme. Dau exemplu Mirișoaților, unde pe suprafețe întinse oamenii și-au adus sisteme proprii de irigații și chiar și în perioada mai călduroasă au reușit să-și rezolve această problemă. Da, dar nu în zona Mirișoaților? La Mirișoaților a fost probleme, a fost grindina, dar în același timp oamenii aveau sisteme și au creat tot felul de sisteme de irigații. Oamenii trăiesc din această activitate. Grindina, într-adevăr, a făcut foarte mari probleme. Din acest punct de vedere, poate ar trebui reluată discuția asigurărilor în agricultură. Pentru că vorbim despre o activitate care efectiv depinde de doamne-doamne. Din acest punct de vedere. La asta mă gândeam eu. Da, ești strict la mâna. Dar când vorbim despre secetă, lucrurile pot fi rezolvate. În sensul că de mult s-au inventat sistemele de irigații. Da? Acum depinde de forța pe care o are, știu eu, cel care încearcă să obțină beneficii cât mai mari din agricultură și disponibilitatea acestuia de a face o cheltuială pentru a-și amenaja un sistem de irigații. Repet, dacă nu aș fi văzut la Milișăuți sisteme mobile de irigații, aș fi spus că încă nu am descoperit apa caldă și nici roata. Roata, da. Dar aceste lucruri se întâmplă, iar în rest vorbim doar despre o incapacitate managerială, ori, știu eu, un amatorism în desfășurarea unor asemenea activități. Pentru că, în final, despre asta discutăm. Dacă vrei să faci... Nu stai... Eventual mai trebuia să mai vină și cu icoana, cum am văzut noi anul trecut, prin zona Botoșanilor, la un moment dat. Că toți cei care mergeau cu icoana, dacă ar fi luat o singură găleată de apă și ar fi stropit prin zona prin care treceau... Era cumva era mai folositoare. Era mult mai folositor decât ceea ce au făcut acolo. De asta, avem perioade cu căldură, avem perioade cu ploi, caniculă și furtuni. După asta caniculă, este, furtune, da? Da, asta e problema. Asta este. În ce măsură pot fi aceste fenomene predictibile? Avem totuși un serviciu de meteorologie la nivel național care funcționează în parametri rezonabili, spun eu, în sensul că multe din aceste fenomene au putut fi, știu eu, prevăzute în timp relativ... știu eu, rezonabil, da, pentru cei care au fost afectați de astfel de fenomene. E adevărat, sunt momente în care nu ai cum interveni. Omul nu poate interveni. Au fost momentele, da, cum spuneați, grindina de la Milișăuți, Dornești, satul mare care a distrus aproape tot. Am vorbit de momentele cu inundații de la Humor, Voroneț și așa mai departe, când la fel, în acele momente, omul nu mai putea interveni. Dar sistemele de avertizare funcționează, din punctul meu de vedere, rezonabil. Mulți dintre noi avem acces la tot felul de tehnologii care ne permit să aflăm inclusiv informații cu privire la fenomenele meteo care urmează. De altfel, și canicula și furtunile de ieri au făcut obiectul unor buletine de informare, inclusiv din partea autorităților județene.
Așa că dacă ne gândim la, la mămăliga sucevenilor, așa cum povestesc colegii noștri... Da, colegii noștri din Craiova, mai precis semnătura colegului Valentin Ioana Domnicăi. Da. Dincolo de cifrele seci pe care ne le poate prezenta un astfel de, de articol, dacă știu eu, suprafețe afectate de, de căldură, de secetă și așa mai departe, putem lua în discuție și aceste lucrări de irigații. Putem să le spunem lucrări la fel de bine ca... Corect, corect, corect. Am o problemă asta la, la modul următor, sau cel puțin mie așa mi se pare. Dacă este să discutăm de variante prin care poate fi protejată cultura agricolă, în primul și în primul rând, ceea de care spuneai cu asigurarea, din nefericire, noi nu avem o cultură a asigurării în, în România. Aici ar trebui să luptăm mult mai mult. Mi-aduc aminte... după ce au fost prăpădul cu inundații, cu case distruse, cu, se conștientizase la un moment dat, discutam de o cultură a asigurărilor, începuse cumva. E legată iarăși de gard. Adică o problemă care nu ne presează, o dăm foarte ușor. Auzisem de curând o statistică, cum că din numărul total de case asigurate, cel care, din numărul total al caselor din România, cel al caselor asigurate este un procent ridicol de mic. Bun, nu știu e ce o măsură, problemă. Nu știu în ce măsură există, din câte știu eu, există o problemă cu oferta de poliție în agricultură. Asiguratorii evită acest nu, domeniu. Nu, condiții de alea nasoale. Acest domeniu, da. Ratele mari. Și din acest, din acest motiv, în principal, vorbim de persoanele care au o afacere din, din agricultură, fie evită, fie au polițe care nu acoperă absolut toate variantele posibile. Pe de o parte, pe de altă parte, vedem ce se întâmplă și în transporturi. Chiar ieri auzeam din nou despre un protest spontan de această dată pe centura Clujului. Un protest care se referă la valoarea RCA-ului. RCA pentru firmele de transport. Am auzit niște cifre care pur și simplu nici nu știi cum să le cataloghezi. 36 de milioane de lei RCA-ul pentru un taximetrist, o mașinuță din asta mică, până la câteva mii de euro RCA-ul pe an pentru un microbuz sau pentru un, un autobuz. Sume exorbitante pentru România, consideră firmele de transport din, din România. De altfel, protestul lor se extinde. Am văzut că săptămâna trecută sau cu două săptămâni au protestat în Brașov, au protestat în Timișoara, acum erau în Cluj, ieri erau în Cluj, blocaseră centura Clujului, încercând să tragă un semnal de alarmă cu privire la valoarea acestor Eu nu polițe. Cred că discutăm mai strict de valoare. Pentru că fie vorba între noi, e protestul lor clar îndreptat înspre valoare, pentru că acolo e cea mai mare problemă. Când nu ai, e o problemă. De unde să scoți banii aia să-i dai? Adică, crede-mă, foarte ușor se aruncă cu cifre. Da, când mă refer, bun, la autoturisme, până la urmă, cele proprietate personale, o secundă, la autoturisme, la proprietate personală, până la urmă, ar trebui și românul să se uite câți bani are în buzunar ca să știe ce autoturism își cumpără, da? Da. Pentru că știm foarte bine, cât motoarele sunt mai mari, cu atât impozitul, asigurarea crește. Dar la transportatori, practic, ei lucrează direct cu oamenii. De acolo iau banii, știu cât de greu îi iau și văd cât de ușor își bagă societățile de asigurare mâna în buzunarul lor și normal sunt deranjați de acest lucru. Dar mai mult, îndrăznesc eu să cred, mai mult decât faptul ăsta că discutăm de niște sume care sunt destul de greu de plătit, băi, și cam plătești cam pentru nimic. Despre asta este vorba. Cam aia e problema. Statul nu și-a spus cuvântul, nu s-a apăsat puternic peste asiguratori. Vedem cum pică precum muștele. Auzim chestii de alea, că dai în judecată ca să-ți recuperezi. Că... Dar de ce? De fapt, asta este problema. Aia e marea problemă. Ești obligat să plătești o poliță RCA
da, la valori foarte mari și spuneau la un moment dat protestatare de ieri, am auzit o declarație la un post de radio, i-am auzit spunând că s-au săturat să facă, să plătească pentru a face profituri foarte mari niște multinaționale, care nu, a căror răspundere este din ce în ce mai mică, în sensul că vedem că multe dintre ele, așa cum observați și noastră, intră în faliment sau intră în insolvență fără nicio problemă, că procedurile pentru recuperarea pagubelor sunt din ce în ce mai greoaie. Păi, ei au făcut, paranteză, au făcut și că procedurile mai ușoare și e centru zonal, adică tu dacă nu te despăgubești o firmă de asta de RCA, da? Dacă ai o problemă, tu trebuie să te duci la Iași. Da. Centru zonal. Eu nu cred că există șofer care a avut un mic incident să nu fie avut o experiență neplăcută cu firmele de asigurări. Dar, cel puțin dintre cunoștințele mele, nu am găsit o persoană care să fie avut o experiență în această zonă, care să fie mulțumită de modul în care au colaborat măcar cu asiguratorii, mai ales că în domeniul RCA-ului apare și cealaltă problemă. Chiar dacă tu plătești la o firmă serioasă sau pe care o consideri tu serioasă de asigurări, dacă cel care a produs accidentul este asigurat la o firmă, hai să-i spunem obscură, așa, ca termen, doar nu obligatoriu, da, în definiție. Dacă îl vezi de bulgare, deja te trec toate. Așa, degeaba ai plătit tu un RCA la o firmă serioasă, pentru că lucrările de reparație ar trebui efectuate pe RCA-ul celui care a produs accidentul. Corect. Și dacă ai norocul sau ghinionul, cum vrei, să dai peste o firmă care nu are nicio legătură cu zona, cu domeniul, păi atunci te cam vede Dumnezeu cum reușești să-ți faci lucrările sau să-ți recuperezi mai degrabă banii pentru lucrările de reparații. Și aici este o altă problemă, da? Tu cotizezi la o firmă serioasă, încerci să îi menții acelei firme, nu? Care este credibilă, plătește la timp și așa mai departe, să ai o relație bună cu ei, iar la necaz ajungi aleatoriu unde cum ți-o fi norocul acolo. Da, da, da. Și aici apare. Asta e întotdeauna cu RCA-ul. Știu, am avut ben discuții și de fiecare dată când am început să disec acest subiect, nu puțin au fost mesajele, telefoanele prietenilor mei vis-a-vis de RCA, pentru că, într-adevăr, e ceva care ne privește pe toți. Ei, pe toți, pe mulți, toți cei care posedăm mașini și mai avem și treabă cu ele. Clar că pe piața asigurărilor există un mare dezechilibru. Spun sincer, în străinătate, toți românași de ai noștri se uită disperat și vin și matriculează mașinile în România, cel puțin cei din Italia, că apropo de asta o să ajungem îndată și la discuția celor din diaspora, pentru că acolo asigurarea este foarte mare. Dar, la fel de bine când îi întrebi, bun, dar în caz de ceva, cum funcționează asigurarea? Asta e bine. Adică dai bani, dar într-adevăr acolo asigurarea funcționează. Mașina ți este reparată. Nu te uiți la dânsa după aia și te doare inima. Stai mai că mi-am făcut ăștia în bătaie de batjocură. Adică, cu alte cuvinte, de câți bani e și o prosteală de asta. Noi ne facem că plătim, ei se fac repară. Știi? Cam asta e. Acum, noi suntem obișnuiți cu furatul căciulii. Reușim să ne furăm singur căciula destul de des. Campion mondial de câți ani? De sute de ani. De când lumea și pământul, ceva de genul ăsta. Nu cred că am avut concurență în această zonă. Și apar, da, într-adevăr, probabil prețurile mari la RCA-uri au la bază și valorile pe care trebuie să le achite pentru tot felul de lucrări. Multe dintre ele presupun dar după niște constatări făcute tot de niște compatrioți. Păi tot de ei. Nu, tot de ei, pentru că constatarea aia până la urmă ți-o face firma de asigurări. Ha-ha! Dar știți despre ce spun și despre ce se întâmplă pe piață câteodată, astfel încât cheltuielile pot crește. Și în aceste condiții, valorile anuale arată nevoia că valoarea RCA-ului de aici pleacă, nu? De la calculele făcute cu privire la cheltuielile dintr-o anumită perioadă de timp. Aici, în schimb, intervenția autorităților statului ar trebui să fie una mai hotărâtă și una mai, din punctul meu de vedere, care să
apere și interesele consumatorilor, a celor obligați să plătească RCA-ul, nu doar a firmelor de asigurare, vorbim de acea autoritate de reglementare în domeniu, de verificare a, în domeniul asigurărilor, care, în mod normal, ar trebui să fie instituția care să coordoneze și să oprească orice abuz, posibil abuz din partea asiguratorilor, pe de o parte, pe de altă parte să ajute la urma unui clientul captiv, pentru că fiecare proprietar de autoturism în final este captiv unei firme de asigurări, obligativitatea achiziționarea unei polițe RCA, transformând toți clienții de autoturisme de fapt în clienți captivi ai sistemului, indiferent la ce firmă apelează pentru acest lucru. Din acest motiv, repet, această autoritate de reglementare în domeniul asigurărilor ar trebui să să găsească soluții pentru a fi cât mai aproape de cei care au tot felul de astfel de probleme. Ori atitudinea dumneavoastră este aceea pe care ați semnalat-o și dumneavoastră. Au ajuns deja în centre zonale, au alte preocupări sub nicio formă de a răspunde nevoilor mai degrabă. Eu sunt convins că la fiecare service important pot fi identificate majoritatea problemelor din sistem. Da. Este suficient să stai de vorbă cu o singură dată cu proprietarii unor service-uri care să identifici majoritatea problemelor care apar în sistem. Din punctul lor de vedere, în primul rând. După aia, dacă te iei cu fiecare în parte, îți dai seama de ce se întâmplă. Oricum, toată această discuție a pornit de la... Dar ce faci, mă? Te joci, dai efecte frumoase în dimineața asta sau cine? A, nu tu. Spuneam, toată această problemă a plecat de la... această perioadă caniculară de ploița care a fost ieri, care a mai răcorit un pic pământul, a reușit să aduc câțiva stropi de apă, a mai ostoit un pic seceta prelungită. Mai avem, în schimb, și toată această discuție a plecat la asigurarea... În agricultură, de fapt. Din agricultură. Spuneam că nu avem o cultură, da? e greu să construim această cultură a asigurărilor, dar parcă e și mai greu în momentul în care vezi că se întâmplă ce se întâmplă. Și de asta n-am putut discuta despre asigurări în agricultură, că nu sunt. Dar trebuie să discutăm, dacă tot discutăm despre asigurări, să discutăm... De tot ceva care nu merge. Hai întâi să rezolvăm problema asta. Și apoi, în momentul în care vom vedea, românul va vedea că sistemele de asigurări funcționează normal, atunci își vor asigura și locuințele, că vorbeam și despre locuințe. Iar în momentul cum era aia? Din 4 milioane de mașini, 3 milioane au RCA în România, nu? Sau cum? Parcă așa. Nu ăsta. Adică e o problemă. Da. Vorbeam, apoi în momentul în care sistemul va funcționa și în cazul locuințelor vor fi asigurări și atunci nu vor mai fi problemele ca cele semnalate la inundații, la incendii, Doamne ferește, și așa mai departe, la orice situație de acest tip. Și în agricultură, la fel, atât timp cât cooperarea, mai ales din partea firmelor de asigurări, va fi una eficientă în relația cu agricultorii, lucrurile ar putea fi altfel. Eu sunt convins că mulți dintre cei care au avut tot felul de pagube cauzate de grindină, secetă, de fenomene de acest tip. Meteo extreme, se gândesc serios la încheierea unor polițe de asigurare. Dar trebuie să existe deschidere și din partea asiguratorilor pe acest segment, care într-adevăr este de un risc mai mare, dar ar trebui găsită o soluție care să le permită și agricultorilor să stea mai liniștiți din acest punct de vedere. Spuneam, da, și cei de la Milișăuți, mulți dintre ei au investit foarte mulți bani în agricultură și în acest an. Am văzut tot felul de sisteme de irigații, ți-a venit grindina, ți-a distrus tot. Ce te faci? Și atunci apare din nou necesitatea de a apela la ajutorul statului, la sprijinul statului, care din nou ne oferă tot felul de mostre de subiectivism când vine vorba despre stabilirea pagubilor și, a criteriilor prin care unele persoane își pot recupera aceste pagube. Și ajungem din nou la o discuție fără sfârșit, o discuție care se repetă de la sezon la sezon, dar deocamdată cel puțin nu am văzut pe cineva preocupat în mod real să identifice soluții pe termen lung și să rezolve această problemă.
Da. Astăzi avem o zi normală din punct de vedere meteo, sau cel puțin așa pare până la o bucată. Bine, mai apare pe deșteptfonul ăsta din când în când câte un fulger, ce înseamnă că mai răcorește un pic. Oricum, o temperatură maximă de 24 de grade Celsius, cel puțin pentru municipiul reședință de județ, undeva la 22 de grade la nivel de județ. Asta până la urmă, medie vorbesc, asta până la urmă este ceva mai bine, pentru că îndrăznesc eu să cred o temperatură la care suntem noi mai obișnuiți. La temperaturile 30-30 și cum ajunge la un moment dat să fie la nivel de asfalt, parcă nu suntem într-un... Aia e mai mult pentru beduin, pentru arabi, pentru ăștia care suportă mai ușor cu ajutorul căminilor temperaturile ridicate. Nu, așa, uite, 24 ăsta, cred că astăzi va fi numai bun, dacă ar ploua, iarăși nu este absolut nicio problemă, numai să nu fie nimic cu exagerat, iar cât despre grindină e clar, năcazul e mare dacă apare. Bun, până să ajungem noi să avem și o cultură a asigurărilor pentru culturile agricole, o să ne întoarcem la realitățile pe care le avem. Încă sunt ecouri după ziua de duminică, când practic s-a redeschis Muzeul de Istorie, s-a deschis expoziția permanentă la cetate, a fost și Târgul Meșterilor Populari, tradiționalul târg care a funcționat în cadrul Muzeului Satului. Mă uitam în presa locală de astăzi că cel puțin câteva sute de suceveni s-au bucurat de muzica lui Nicu Alifantis. Mai mult decât atât, era o statistică, dar iarăși am pierdut-o pe undeva, cu pagina 20, asta înseamnă că e ultima pagină, da? Nu aici am văzut statistica. Câți au fost... 8.000 de vizitatori, nu? Cred că, da, așa, în obiectiv. Deci, în cursul zilei de duminică au fost înregistrați 3.300 de vizitatori la Muzeul de Istorie. Ieri au mai venit încă 1.500 de vizitatori la Cetatea de Scaun. Duminică seara au fost înregistrați în total peste 3.000 de vizitatori. Care au și plătit. Nu toți. Nu toți. Și nu. Oricum se dădeau bilete. Da, în sensul de... La fiecare, dar nu toată lumea, zero, nu toată lumea plătea. Sau nu, cel puțin duminică... Nu s-a plătit. Duminică nu s-a plătit. Dar se dădeau bilete tocmai pentru această statistică. Știi? Cu valoare zero, da. Bine, bilete cu valoare zero, evident, dar... Da, poți face o evaluare a numărului de vizitatori a obiectivului. Cifra este impresionantă, da? În două zile 8.000 de oameni care să vină să... Aproape 8.000. Aproape 8.000 și da. la două obiective, da? Dar da. Care manifestă interes în acest domeniu, e o cifră importantă. Și 4.000 să fie doar, da? Și tot este nu, foarte... Nu, e 8.000, asta e cifra, pe asta discutăm. Nu, că sunt două obiective, împarți la doi, spune da. 4.000. O cifră impresionantă pentru Suceava, pentru, cred că și pentru aceste două instituții, raportat la unitatea de timp, cu atât mai mult recordul este evident. Înseamnă că lucrurile au ajuns într-o zonă normală sau, cum să spun, oferta acestor instituții a răspuns așteptărilor populației din Suceava și nu numai, că presupun că nu doar din Suceava au fost cei care au venit la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun a Sucevei. Cu atât mai mult, dacă doriți, e o dovadă în plus a faptului că cele două locații sunt gazdă pentru evenimente importante, pentru așteptate de către suceveni și ocupă un rol important în tot ce înseamnă, zona de divertisment. Eu insist pe această zonă pe care o poate oferi Suceava și în această perioadă, nu obligatoriu în luna august, pe tot parcursul anului și muzeul și cetatea sunt gazda unor evenimente, oferă vizitatorilor momente de de divertisment în final. Da, ceea ce
s-a petrecut la cetate, spuneam că are ecouri inclusiv până astăzi, cel puțin până astăzi se regăsesc în presa locală. Vă spuneam această statistică ce până la urmă dă măsura valorii a ceea ce s-a întâmplat acolo la fața locului. Ideea centrală, sau cel puțin din punctul meu de vedere, este că dumneavoastră ca suceveni, ca locuitori ai acestui județ, este normal să ajungeți la Muzeul de Istorie al Bucovinei. Este un muzeu, îndrăznesc eu să spun, unul dintre cele mai bune din România la ora actuală, cu totul prezentat într-o variantă modernă de an 2016. Bineînțeles că pentru unii s-ar putea să existe unele motive de a-l și critica, și e și normal, asta înseamnă că până la urmă e viu acest muzeu, pentru că nu e fix ca toate celelalte muzee, adică cum v-ați obișnuit, ați intrat, ați văzut trei cioburi, ați mai văzut două scrisori și nu știu ce și gata. Nu, e un muzeu interactiv, cu numai holograme nu are. În rest, absolut tot ceea ce trebuie. Cum arată muzeele pe afară, așa arată și Muzeul de Istorie al Bucovinei, care, îndrăznesc eu, prima oară trebuie văzut de noi, ca să înțelegem, iar mai apoi să ne placă, iar mai apoi să invităm și pe toți cei care ne pășesc pragul să îl viziteze. Pentru că, până la urmă, prin asta își dă valoare orice localitate, prin muzeul pe care îl are, prin edificiile pe care a reușit să le păstreze de-a lungul anilor. Prin, mai este un aspect, da? Numărul statuile mare, pe care da, le... Numărul mare de vizitatori la cele două obiective obligă administrația municipiului să ia decizii conforme cu nevoia și așteptările populației. Vorbim de informația oferită de monitorul în pagina 2. De finanțarea festivalului medieval. Vorbim despre... Deja am înțeles că există o dispoziție venită din partea viceprimarului Harșovski privind convocarea în ședință... Și Buturuga Mică unde? Există și ei... Consilierii ALDE vor vota pentru, indiferent de ce poziție adoptă PSD, a precizat liderul grupului de consilieri Ovidiu Milici. Deci Buturuga Mică e acolo, da? Ideea este că autoritățile locale nu puteau trece peste această reacție de susținere, în final, de apreciere venită din partea populației municipiului. Ar fi fost o greșeală politică imensă să mențină acea poziție de gică contra în Consiliul Local Suceava. Așa cum vă spuneam, este convocată pentru mine o nouă ședință a Consiliului Local în care se va discuta sau se va rediscuta proiectul privind organizarea festivalului medieval de la cetate. Punct care ar trebui, ca odată aprobat, să asigure finanțarea tuturor activităților propuse a avea loc la cetatea de scaun a Sucevei. Da, nu poți să, oricât ai vrea, oricât ai fi tu de politician, știu, oricât comportament politicianist ai avea, nu poți să nu iei în calcul, știu eu, această cifră care este într-adevăr impresionantă. Problema asta la modul următor. Și cei de la Buturuga Mică încearcă să-și maximizeze ceva pe acolo. Din punctul meu de vedere, ședința trecută n-au făcut altceva decât toți cei de acolo încât să verifice niște alianțe. Atât și nimic mai mult. Subiectul s-a nimerit a fi. Ședința trecută a fost o jucăreală politică și o chestie de aia ieftină de a... Mamă, uite câtă grijă avem noi de voi. Hai să vă facem intrarea gratuită. Bă, mă lași. Mă uitam pe forumuri, pe partea asta de discuții. Propunerea unui sucevean care a citit și el, da, într-adevăr, este normal ca unii să beneficieze de intrare gratuită. Știi cine? Și îi vezi, intră în joc. Bun. Când vezi o persoană cu dizabilități, e normal altceva. Că acolo... E altceva, dar nu, spunea altceva omul. Dom'le, da, la festivalul medieval, bă, dacă îl vezi pe unul îmbrăcat în haine medievale și îi mai cer la ăla bilet, nu, a intrat în joacă, face parte din ce acolo, nu?
Este un caz. E o variantă pe care poți, o putem propune. Poți discuta eventual de reduceri la crearea grupurilor și așa mai departe. Exact, mai departe, adică, dar de aici și până să te arăți, vai de mine, hai să dăm noi intrare gratuită la, la festivalul medieval. Că, deci, da, cumplit. Mă bucur că nu era... a fost taxat această reacție. Dacă era discuția doar de, de intrare gratuită pentru toți, primăria urmând să suporte toate aceste cheltuieli, era una, dar vorbeam despre intrarea gratuită doar a unor persoane, a celor cu domiciliu în Suceava, aberația mare, de aici pleca. Trebuia să vii cu buletinul ca să... o chestie, în fine, deja discuția a intrat într-o zonă extrem de... de ridicol. Ridicolă. Da, acesta este cuvântul. Ridicol. A fost au reușit. Acolo. Au reușit. Acum, îți spun sincer, având în vedere alianțele care sunt, proști să fie cel la PNL și PMP, actuala alianță din Consiliul Local, să nu vină cu toți consilierii să fie sigur că treacă. Că trece... această finanțare. Cu toate asigurările partidului Buturugamică, că noi, gata, mergem înainte, dar mă votăm, nu mă interesează. Deci eu să fiu în locul ăstora de la PNL și PMP, păi frate, unde ești? Dani Ungureanu sau care nu fusese tura trecută. Vii frumos din concediu, ai venit, ți-ai făcut treaba, pleci înapoi. Da? Îmi fac ședința de Consiliul Local după concediu tău, n-am ce face. Dar nu mai chestii de-astea, că asigurări, că gata, noi de acum dăm, dăm votul. Că e, nu. Ce spune viceprimarul Lucian Harșovski? Numărul mare de vizitatori ai acestor obiective turistice indică faptul că oamenii își doresc astfel de evenimente. Este datoria noastră să deblocăm finanțarea festivalului. Evenimentele organizate de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur în programele, prin programele Luna Diasporei și Hai în Bucovina au un centru municipiul Suceava, ceea ce ne aduce un plus de imagine, dar și beneficii economice. Este datoria noastră să facem tot posibilul să se desfășoare un astfel de eveniment și am speranța că toți aleșii locali vor da un vot favorabil. Asta așa de imagine, nu? Trebuie să se asigure că ai lui, în primul rând, sunt și dau votul acolo. Bun, este și declarația domnului Midici, care spune că consilierii ALDE vor vota pentru, indiferent ce, se, ce poziție va adopta PSD. Domnul ăsta și modifică poziția de la o zi la alta. Și spune mai departe, festivalul medieval în 2016 de la Suceava va avea loc cu siguranță pentru cei care Să emoții. Înțeleg că trebuie să-i mulțumim domnului Midici că avem festival medieval în 2016. Vorbim despre a 10-a ediție, o ediție jubiliară, dacă doriți, a festivalului. Umbrită de comportamentul cel mare, acestora. Care în acest an poate fi cel mai mare festival medieval din, din țară, după ce o acțiune similară de la Sighișoara cu o vechime extraordinară nu va avea loc în acest an, tot din, ca o decizie a municipalității de, de acolo. Cel mai probabil festivalul medieval va avea loc în perioada 11-14 august. Decizia finală va fi luată la ședința de, de Consiliu, dar nu cred că vor fi modificări, cel puțin cu privire la dată. Singurile discuții eventual putând fi pe tema bugetului alocat manifestărilor de acolo. Dar, repet, este încă o dovadă a faptului că autoritățile nu pot trece peste părerea comunității, comunitate care a reușit la Suceava să spună punctul de vedere foarte clar prin prezența masivă pe care a avut-o la deschiderea celor două obiective importante pentru Suceava, respectiv Muzeul de Istorie și Cetatea de Scaun a Sucevei. Așadar, ședința va avea loc mâine, da? La ora 10. Parcă așa am citit în acest articol. Miercuri la ora 10. Deci mâine la ora 10 se liniștește, sper eu, și această poveste. Nu eram foarte neliniștit, îți spun sincer, în momentul în care am văzut că a picat. În schimb, m-a neliniștit, exact cum spuneai și tu, similitudinea comportamentului Partidului Buturugamică și a PSD-ului în mod special, similitudinea comportamentului cu ceea ce s-a întâmplat ani de zile la Rădăuți. Da. Deci asta m-a speriat. Adică opoziția e de dragul opoziției, gargara de dragul gargarei,
Adică mult fum, petarde sau cum, da, cum se cheamă chestiile astea? De tipul cine se eu în fața mea. Trebuie să, da, arătăm lumii cine se eu în fața mea și să arăt eu cât de tare... Eu, buturgă mică, cât de tare sunt. Da, sau ce decizi, sau ce se poate întâmpla dacă îmi încordez mușchii eu, buturuga mică. Da. Nu am văzut astfel de atitudini când a fost vorba despre proiecte care se ducă la dezvoltarea zonei, a localității sau așa mai departe. Acolo aș vrea să văd o încordare a mușchilor politicienilor. Nu acolo aș vrea să văd și viziune din partea lor, dar mai greu. Deja e un pic cam mult. Deja folosesc niște cuvinte prea nasoale din dicționar, deja nu? Un pic prea mult. Un pic prea mult. Și n-am văzut, din nefericire, puțini sunt politicieni, inclusiv la nivelul județului Suceava, care pot veni în fața populației cu proiecte pe termen mediu-lung, prin care să-și demonstreze, așa cum spunea și dumneavoastră, viziunea asupra modului în care ar trebui să se dezvolte zona. Vorbim în continuare de cele 4-5 teme maximum de campanie, inclusiv și în această, da, campanie la locale folosite, combinate, da, combinații de el luate câte ca și atât doar. Aceleași 4 amestecate, răsucite și prezentate din 4 în 4 ani. Bun. Hai să rămânem la ciclul acestor evenimente. A fost 1 august, a debutat Luna Diasporei. Îndrăznesc eu să spun o inițiativă destul de îndrăzneață, pentru că până la urmă propune dialogul autorităților române și autorităților județene cu cei care sunt plecați din țară. Că asta e Luna Diasporei, nu? Din punctul meu de vedere, o inițiativă îndrăzneață și un dialog destul de dificil, pentru că oamenii aia care au plecat, da, sunt oamenii care au plecat nemulțumiți de ceva sau din cauza unor probleme. Deci întotdeauna vor avea o atitudine critică, cel puțin, bine spus, da? Deci o atitudine îndrăzneață să iei în piept o asemenea problemă. Dar simplu fapt că îți arăți disponibilitatea să porți un dialog din punctul ăsta de vedere, eu cred că deja autoritățile, și aici mă refer la cele județene, au înțeles foarte clar acest lucru și încearcă să găsească acea punte de comunicare. Ceea ce e foarte important în această ecuație. Au făcut primul pas. Bun. În primul și în primul rând, autoritățile județului Suceava au identificat, să spunem, o nouă resursă pentru dezvoltarea Sucevei. Diaspora sau energia pe care o manifestă acești oameni trebuie folosită și altfel decât 100 de euro trimise acasă părinților. Trebuie folosită această energie în favoarea dezvoltării Sucevei. Iar toată experiența pe care au acumulat-o acești oameni în ani de muncă în străinătate, chiar și frustrările pe care le-au adunat acolo, toate aceste lucruri discutate pot duce la ceva pozitiv pentru Suceava. Vă spuneam, alegerile locale au arătat cât de interesat sunt acești oameni de locurile de unde au plecat, cât de implicați au putut fi în această zonă, iar un Consiliu Județean, iar la nivelul Consiliului Județean nu se putea trece peste atitudinea acestor oameni. Da, este foarte greu acum, pentru că este prima discuție, câte înțeleg, la nivel instituțional, și instituțiile și cei din diaspora trebuie să stabilească mai întâi regulile dialogului. În momentul în care lucrurile vor fi așezate pe un făgaș normal, rezultatele nu pot fi decât pozitive. Repet, diaspora ne oferă resurse, energie, experiență, pe de o parte, pe de altă parte, autoritățile au nevoie de ceea ce pot oferi cei din diaspora și ce trebuie să ajute. Diaspora mai oferă și niște, iau un termen din IT, da? Ne oferă și niște shortcut-uri. Vorbim de acea experiență, da? Pe lângă experiență de acele lucruri la care putem ajunge ușor. Cu ajutorul lor, da? Cu ajutorul ardem lor. Ardem niște etape, sărim peste niște piedici pe care ni le-ar putea pune alții. Cu alte cuvinte, bun, eu aș vrea să se înțeleagă că se dorește lucrul ăsta și nu, bă, hai să-i folosim. Adică dacă se înțelege, se ajunge la lucrul ăsta, iarăși nu-i bine.
Problema este că ieri am asistat la această... Chiar să-i folosim. Hai să-i folosim, pentru că oamenii ăștia vor să fie folosiți. În sensul bun. În sensul bun, da. Păi, să vorbim. Pentru că, în rest, am văzut o lungă perioadă în care nu se putea nimic în Suceava. Nimic nu se putea face. De ce au avut... ăsta e lucru cel mai dureros. Am spus la momentul respectiv, l-am spus. Românașii noștri care munceau... Bun, acum le spunem diasporă. Într-o perioadă le se spunea căpșunari, știi? Bonjornari și așa mai departe. Am făcut în toate felurile pe oameni. Oamenii ăștia au suferit imens din acest punct de vedere. Așa, au venit. Ce au făcut în România? Au rezolvat una din problemele pentru care au plecat. Și au construit case. Erau acele case? Generatoare de costuri, energofage și mai ce vrei. Adică nu ți-aduceau valoare. Ele se depreciau în timp. Deci oamenii ăștia au avut niște investiții, îndrăznesc eu să spun și fără să se supere pe mine, au făcut niște investiții proaste în România. Da, dar a fost etapa de experiență personală. Nu, a fost etapa în care România duduia. Sau nu, România duduie, cum zicea premierul la acea vreme, Călin Popescu Tăricianu. Da, mă, frate, luăm publicitate, răbdare, calm. Calm. Premierul României Tăricianu atunci spunea, mamă, uite ce economie bună avem. Era bazat aproape exclusiv, îndrăznesc eu să cred, pe contribuția românilor plecați la muncă peste graniță. Și credite, da? Și credite. Nu mai spune, da? Da. Bun. Despre diaspora trebuie să discutăm, diaspora, despre românii noștri care au plecat în străinătate, au plecat pentru că au avut o problemă, au plecat pentru că nu au găsit în România ceea ce aveau nevoie, au plecat să se descurce, au plecat să-și găsească un loc de muncă, să câștige niște bani, au ajuns acolo, au câștigat o anumită experiență, au câștigat și bănuți, parte din ei i-au trimis în țară, cum i-au investit fiecare, a fost pe riscul lui, au suferit mulți dintre ei foarte mult, gândiți-vă numai la cei copii care fie au rămas acasă cu bunici, fie au plecat acolo și au învățat acolo cum au învățat. De fiecare dată, sau cei mai mulți de acolo, au mers în străinătate cu gândul că se vor întoarce la un moment dat în România, unde lucrurile vor merge mai bine și își vor continua activitatea în România. Asta este ceea ce trebuie să ofere acum Suceava, Consiliul Județean Suceava, să le arate oamenilor că pot veni în țară, că motivele pentru care au plecat nu mai sunt, dacă nu mai sunt. Dacă sunt, prin dialog să rezolve ceea ce este... Și nu mai dialog. Și un pic de minte pe care am acumulat pe acolo, da, e posibil să rezolvăm. De rezolvat, pentru că și noi avem nevoie de ei și ei au nevoie de noi. Despre asta e discuția. Uite, scurt pe doi, pentru că cred că o să mai lungim un pic acest subiect și după publicitate. Conform monitorului de Suceava, aproape 200 de suceveni au fost plecați la muncă în străinătate, au participat la prima întâlnire din cadrul lunii diasporei. Eu îndrăznesc să spun, nu i-am numărat pe suceveni, dar cel puțin emoțiile inerente unei prime întâlniri, nu am văzut atât dialog din partea lor, din partea lor. Adică nu au venit, nu au spus, îndrăznesc eu să cred, problemele majore care se confruntă. Da, bănuiesc că de la următoarele întâlniri vor fi din ce în ce mai vocali, pentru că are cine să-i asculte. Are cine să-i asculte și îndrăznesc eu... De fapt, ăsta a fost semnalul de președintele Consiliului Județean ieri. Au fost mai multe lucruri care s-a arătat clar. Adică, bine, a fost și un moment, mie, spre exemplu, românii care uita a vorbi în graiul lor, mă cam deranjează, știi? Dar acum depinde și de câți ani, ce și cum, dar crede-mă, mi-era aproape imposibil să o ascult pe o doamnă care la un moment dat și-a expus problemele pe care le are. Cert este că în secunda 2, având în vedere tematica solicitării respective, doamne, nicio problemă, uitați-vă, când se termină această ședință, cei de la direcția copilului, cei de la sunt aici în sală, sunt pregătiți pentru că cei din autoritățile locale au intuit principalele probleme și erau cu principalele instituții acolo. Evidența persoanelor, pașapoarte, cu buletine, cu RAR-ul ăsta. Da, da. Deci toți erau acolo pregătiți să dea răspunsuri, să fie să soluționeze, ca să spunem așa. Mai a fost, în schimb, un moment foarte drăguț la un moment dat.
Hai întâi să luăm publicitate, că disperă Alex, nu? Da, okay. Și după aia vorbim de momentele interesante de acolo. Publicitate, revenim.